Mama mea și tatăl meu nu mi-i amintesc prea bine. Ca să nu mai ducem greu, au plecat în țări străine. Nu știu, poate au strâns averi să-mi ia casă și mașină, însă știu că azi și ieri mi-a dat pâine o vecină. Nu vreau banii, mamă, nu-s de cumpărat zilele în care nu m-ai legănat. Nu vreau banii, tată. N-ai cum să plătești nopțile în care nu mi-ai spus povești. De Crăciun am colindat și la cei ce m-au primit, fericire le-am urat lângă bradul împodobit. Eu acasă nu vreau brad, vreau părinții mei să vie. Vreau în brațe să le cad și să fie bucurie. Bună seara și bun găsit din nou aici la Mămici de Pitici. Sunt Ioana Ciochină și știu că am început ceva mai trist, hai să spunem, ediția de astăzi, deși nu vreau să fie tristă, vreau să fie constructivă și cu sfaturi bune. Am numit ediția de astăzi Crăciun prin SMS. Și așa cum cred că ați înțeles, încercăm să discutăm astăzi despre copii, îmi cer scuze, care de Crăciun și de sărbători sunt singuri. Spun bună seara și bine ați venit doamnei psihoterapeut Elena Băluț. Bună Bună seara seara, și bine v-am mulțumesc găsit. pentru că mi-ați acceptat invitația de astăzi. E trist. Așa. E trist, e crunt, dar este extrem de real. Sunt situațiile cu care se confruntă foarte, foarte mulți copii și, din păcate, foarte mulți părinți ai căror copii ajungi deja la o anumită vârstă au plecat din țară. Acum, am spus noi sfaturi, nu sfat, am spus eu, nu noi, deja sunt emoționată, Da. m-au emoționat versurile. Și nu le-am citit pe toate, n-am citit toată poezioara. Sunt situațiile, așa cum spuneam, și de o parte și de alta și nu încercăm astăzi să dăm sfaturi, ci să discutăm pur și simplu și poate telespectatorii noștri, deși sunt absolut convinsă că știu, vor mai trage și alte concluzii sau acea concluzie că nicăieri nu e mai bine ca acasă, nicăieri nu e mai, sau nicio situație nu e mai corectă decât aceea în care avem copiii și pe cei dragi lângă noi. Așa cum spuneam, vin sărbătorile și una din perioadele frumoase și am vrea să nu fie triste din an. Așa este, sărbătorile de iarnă, prin definiție, sunt sărbători în care trebuie să simțim familia aproape. Așa este. Practic, Crăciunul este o sărbătoare a familiei. Și cum altfel să o petreci decât cu Decât în familia? familie. Sunteți mămică de pitic. Da. Domnișoara noastră este mărișoară deja. Știu că este elevă de liceu, este clasa 10-a. Ca mamă, nu ca psihoterapeut. Simțiți altfel. Bun, ca mamă, nu știți cum acum, toate mamele suntem așa extrem de protectoare poate câteodată și ne vrem puii lângă noi. Dar au fost vacanțe, au fost perioade libere pentru copii în care copiii poate au plecat de acasă, la bunici, în altă parte, într-o tabără. În afară de grija aceea firească de mamă, a fost și acea lipsă, Vă spuneam înainte de emisiune că dacă băiețelul meu pleacă 2-3 zile pe la bunici, parcă e prea liniște în casă, așa, parcă începe să mă streseze liniște la un moment dat, să mă deranjeze că e prea Da. liniște. Așa este, ne obișnuim să trăim în familie și să fie toți membri acasă și atunci când unul lipsește, se simte, chiar dacă lipsește pentru o zi sau două sau pentru jumătate de zi. Și cu atât mai greu este când lipsește peste noapte. Exact. Că, ca mamă, cum ați spus, ai vrea să știi dacă Dacă e stă bine, bine, unde dacă e? e Așa, e ocrotit. categoric. Ei, dacă noi, mamele cu copii acasă, sau copiii cu părinți acasă, sunt puși în situații de genul acesta, mă întreb cât de greu este pentru copiii care nu au părinții lângă ei, mai ales în perioada asta, în perioada sărbătorilor. Care ar fi, bun, acum, știți cum știm cam care e impactul asupra copiilor, cam cum suferă. În afară de întrebarea mea, eu răspund așa la întrebarea mea următoare. Știm ce ar trebui, să vină părinții acasă, dar cum ar putea fi ajutați cumva de cei din jur, acești copii? Știu, e suficient ajutorul celor din jur? E de apelat la un psihoterapeut în aceste situații? Îi ajută? Da, cred că îi ajută,
Dar e bine să știm că odată ce părinții au ales să plece, probabil că au avut motivele lor și de cele mai multe ori sunt motive pecuniare. Așa este, categoric. Fără doar și poate. Și e bine să vedem situația în ansamblu și să vedem cum sunt afectați copiii aceștia și dacă sunt. Pentru că, din ce am văzut eu, cumva ei nu sunt chiar atât de afectați. Atunci, înțeleg eu că cei din jur le transmit oarecum lucrul acesta sau îi influențează în sensul acesta? Cumva le pun o etichetă. Știți că copii singuri, fără părinți. Copii singuri sau orfani albi, cum le se mai spunem. Da. Și ei tind să se conformeze etichetei. Ca oricare copil, de altfel. Categoric. Și atunci, da, dacă cei din jur îi vor spune că pentru că părinții tăi au plecat, tu ești nefericit, el chiar începe să se simtă nefericit. Va ajunge să fie nefericit. Și chiar mai mult ar putea să-și ia așa ca o scuză. Atunci când nu reușește să facă ceva, să spună ce pretenții ai de la mine. Eu cresc fără mama. Am înțeles, deci ajung și în situația asta. Se poate. Important este să-i vedem în ansamblul lor, să-i vedem cum comunică cu cei rămași acasă și să facem ceva pentru ei. Pentru că s-ar putea, așa cum spuneați, sau înțeleg eu din ce spuneți dumneavoastră, că situația ar putea să nu fie chiar atât de dramatică, hai să spunem, să folosesc un termen așa poate puțin mai dur, atât de dramatică în casa în care rămân, sau în locușorul acela în care rămân, știu, cu bunici, cu mătuși, cu oameni dragi în jurul lor. Da. S-ar putea să nu fie chiar atât de afectați. Bun, acum, nu cred eu că un copil poate fi fericit că a plecat mama de acasă sau tata de acasă. Va simți în anumite contexte, va simți că lipsește mama sau tatăl, poate la școală, poate în ieșirile, știu eu, la serbări, cum e acum în perioada asta, exact, că se fac serbări. Exact. Va simți că el nu are părinții aproape. Dar alege să se comporte într-un anumit fel în funcție și de ce îi spun cei din jur. Și de ce are împrejurul lui. Da. Ați spus de serbări. Același lucru, cred că spun și în cazul serbărilor. În condițiile în care nu e mama, dar e bunica la serbare, adică cineva, un adult, adult este lângă el, cred că e totuși ușor, nu e ușor, nu, poate e mult spus, nu este foarte greu. Simte că e cineva lângă el acolo. Da, și eu tind să cred că sunt două categorii de copii. Sunt odată copiii care au fost crescuți până la o anumită vârstă de părinților naturali și sunt copiii care au fost lăsați până 3 ani. Deci de foarte mici. De foarte mici. Și s-au obișnuit deja cu prezența bunicilor. Exact, și atunci nu mai percep lipsa asta. Dimpotrivă, ei își transferă dragostea bunicilor. Asupra bunicilor, am înțeles. Și e bine să fii crescut de bunici, că și bunicii au valorile lor și le transmit sănătos mai departe. Categoric, fără doar și poate, dar atunci mă întreb, un copil crescut de bunici cu părinții plecați, deci cu părinții departe, pentru că eu o spun cu toată sinceritatea, și eu am fost un copil crescut de bunici, însă părinții mei veneau zilnic la bunici. Aveau un program de muncă, așa cum era înainte, prindeau coloana de mașini să ajungă la serviciu, ajungeau la ora 5-6 după amiaza, dar treceau în fiecare zi pe la bunici, bunicii fiind tot în piatra, ne vedeau și pe mine și pe sora mea, ne aduceau ce aveam nevoie și plecau. Ei plecau foarte dimineață. Și atunci ar fi fost poate mai... sau așa au gândit la vremea respectivă. Este foarte dificil să ne trezească dimineața, știu eu, la un 5-5 jumătate, să ne ducă la bunici, de acolo să plecăm la școală. Și atunci au preferat varianta mai comodă pentru noi copii. Asta vă întrebam. Un copil crescut de bunici, unde părinții nu vin zilnic, vin, știu, vara, în august, pentru că sunt plecați la muncă în străinătate, își vede altfel părinții față de copil... ca mine, cum spuneam, cazul meu, în care îmi vedeam părinții zilnic și eu știam drept părinții mei. Adică la mine era clar cine sunt părinții și cine sunt bunicii. Cine era sunt? Foarte clar. Din ce am văzut eu până acum, din copiii care au venit la mine, am văzut că relația s-a schimbat. Nu mai este relația aceea de părinte-copil, ci mai degrabă relația dintre frați. Dacă copiii au fost crescuți de bunici. De oarecare egalitate. Și egalitate și poate și o competiție. Că de obicei când vin la psihoterapie vin pentru că a apărut o frustrare, apărut o supărare undeva. Nu se înțeleg cumva. Și e bine să știm că
un copil crescut de bunic se va simți, psihologic vorbind, frate în relație cu părinții. Practic, bunicii, înțeleg eu așa că bunicii își fac griji și pentru nepot și pentru copiii lor. Pentru copii. Și pun oarecum pe același plan. De asta, da, să înțeleg eu acea idee de frate între părinte și copil. Copilul se vede fratele părintelui pentru că cel care îl crește, adultul de lângă el, pune acea egalitate între copilul pe care îl crește și copilul plecat în afară. Adică duce grija și a unuia și a celuilalt. Păi da, pentru că și nepotul la un moment dat se transformă în copil. Se schimbă relația și nu mai este relație exact, bunică-nepot sau bunic. Este relația mamă-copil, tată-copil și... Am înțeles. Ce am uitat să spun, mulțumesc Ștefan, el n-a uitat. Vă aștept cu mesaje la numărul 0758874837, număr cu tarif normal. Am uitat, știți că eu așa mai uit din când în când. Am cer scuze, deja este anotimpul rece, deja vocea face mai mult ce vrea decât ce trebuie. Am numit emisiunea Crăciun prin SMS. Părinții trimit acasă, așa cum spuneam, tot felul de dulciuri, de bănuți, de tot ce au nevoie copiii. În marea majoritate sunt puține, bănuiesc, cazurile în care părinții să nu trimită copiilor. Din ce ați văzut dumneavoastră, cum percep copiii tot ceea ce primesc? Ca pe ceva ce li se cuvine sau ca pe niște cadouri? Știți, copiii, eu am... S-ar putea să o idee mea fixă. Eu am spus așa că dacă le cumperi copiilor în fiecare zi câte ceva și deci în fiecare zi cu brațele pline, la un moment dat copiii nu vor mai ști să aprecieze ceea ce primesc. Eu părinte așa consider. Adică dacă eu mă duc acasă în fiecare zi la copiii mei, nu știu, cu brațe întregi de jucării, de dulciuri, de... Adică nu vorbim de cele necesare traiului de zi cu zi. Bonusuri. Exact. Ei, atunci când va veni, nu știu, o zi de naștere, un Moș Crăciun, un Moș Nicolae, copiii nu vor mai aprecia, așa mi-o senzația, nu vor mai aprecia la adevărata valoare un cadou, ceea ce primesc. Așa și este. Copiii pe care i-ați avut sau i-ați consiliat dumneavoastră, cum percep, pentru că ei primesc regulat acei bănuți și poate și un pachetel de la părinți, percep la fel cadourile, se bucură la fel de cadouri, le așteaptă la fel? Nu știu ce să vă spun. Posibil să se aștepte, dar de cele mai multe ori pentru că nu le lipsește nimic și pentru că ei nu așteaptă lucrurile, primesc fără să aștepte, nu se bucură pentru ele. Și atunci când relația dintre părintele plecat și copilul rămas este una deficitară, copilul tinde să spună, trebuie să-mi trimiți, pentru că m-ai lăsat aici și trebuie să te recompensezi cumva. Catemar. Și atunci nu mai este bucuria asta a primirii unui cadou. Ajung să aibă pretenții, de fapt. Da. Ajung la ideea că aia trebuie, îmi trebuie și aia, am nevoie și de, și atunci mai trebuie să suplimentezi și bănuții. Da, pe de altă parte, în grupul lor de prieteni, ei în familie tind să spună că nu le place, că mai bine să vină mama acasă și că ar fi mai bine, știu eu, dragostea părinților, dar în grupul lor de prieteni sunt semnificativ, pentru că poate au hăinuțe, telefoane exact, de ultimă generație, lucruri pe care ceilalți nu le au. Și pentru un moment au și fericirea aceea că eu sunt special, sunt diferit și uite că poate, într-un fel, merită tot sacrificiul ăsta. Pentru că cu toții știm că vrem să aparținem și să fim semnificativi. Exact. Și ăsta este un moment în care ei pot să-și manifeste lucrurile și acestea. Și să fie altfel decât... Da, fiecare copil, chiar mai îmi spuneau invitați de mei colegi, de dumneavoastră, într-adevăr, fiecare copil simte nevoia să fie special. Să, în afară de faptul că simte nevoia să aparțină unui grup... Da. De care, inclusiv, mă fac și paranteze, vorbeam inclusiv de copiii care nu au un comportament foarte corect, hai să-i spunem. Și îmi spunea invitata mea din acea emisiune, inclusiv acel copil cu un comportament deficitar sau un comportament altfel decât corect, simte nevoia să iasă în evidență cumva. Da. Nu înseamnă neapărat că are un fond rău sau că numai asta face. La un moment dat, nu știu, din
din dorința de a arăta ce poate, ce știe sau poate pentru că nu se poate integra într-un alt grup, poate că nu este la fel de bun în grupul celor de matematică sau școlar vorbind, atunci încearcă o nebunie, hai să spunem, să fie cumva în centrul atenției, să arate că și el poate face ceva, chiar dacă acel ceva nu e tocmai corect. Așa este, copiii învață prin încercări și reușite. Și atunci când încercarea lor dă roade și atrag atenția celor din jur și văd că reprezintă ceva pentru ei, vor tinde să facă același lucru și data viitoare. Acum, dacă un comportament este orientat către sfera utilă a vieții, este de preferat și vor face categoric. Eu învățând, făcând lucruri bune pentru ceilalți, dar este și partea cealaltă, mai puțin utilă, în care copiii primesc recunoașterea grupului mult mai ușor și vor tinde să facă lucrul ăsta. Făcând o prostioară, făcând un lucru care nu-i... Adică, wow, ce tare sunt mai eu. Cool. Așa e mai cool, da, când în limbajul tinerilor, wow, ce tare sunt. Da. Avem deja un SMS. Un telespectator ne întreabă, la ce vârstă simt mai crunt copiii despărțirea de părinți? Eu tind să spun că eu și psihoterapia pe care o practic spune că stilul vieții se formează până în 7 ani. Și dacă un copil a fost crescut de părinți până la vârsta aceea, deja are un stil al vieții format, deja are anumite valori și e obișnuit cu o rutină și atunci va simți lipsa atunci. Greu. Pe de altă parte, există și perioada adolescenței când se simte, deja copiii nu se mai înțeleg ei pe ei și dacă nu au aproape pe cineva care să-i înțeleagă, vor tinde să spună că dacă era mama, era mai bine. Poate nu era așa. Cred că nu este o vârstă anume la care simțim lipsa părinților. Oricând se poate simți, dar mai mult peste vârsta de 7 ani, când ani deja poate s-au și format până 7, niște... undeva de la 3 ani, când deja copilul devine conștient. Asta vreau să zic, când deja este conștient de ce e în jurul lui, de... Da. Cum să spun, conștient de ce e în jurul lui și poate nu foarte conștient că, știu eu, părinții asigură, el primește și mâncarea și îmbrăcămintea și atenția, el nu conștientizează, da, mama trebuie să facă asta, nu merge chiar atât de departe cu gândirea, dar le primește și atunci se obișnuiește cu tot ceea ce primește fără să ceară, practic. Așa este și, pe de altă parte, nici nu cred eu că un copil se gândește mama trebuie să-mi dea, mama trebuie să-mi facă. Exact, asta spuneam. Ar putea să spună, știi, eu nu ți-am cerut lucrul ăsta. Puteai să... Da, și nu că ar putea să spună, ajung la vârsta adolescenței când spun lucrul acesta. Trebuie să mă îmbraci, nu ți-am cerut, e normal să mă îmbraci, e normal să mă hrănești. Nu am cerut să-mi cumperi ghete nu știu de care. Dar tu, părinte, știi că trebuie să-i cumperi ghetele mai groase sau mai cu blană iarna, pantoful primăvară. E normal. E firesc. Aici e o altă poveste și cred că de fiecare dată când vrem să facem achiziții pentru copiii noștri, cel mai bine ar fi să-i întrebăm ce-și doresc și să aleagă și dacă vor alege bine, vor avea lucruri de calitate mult timp, dacă vor alege rău, se va întâmpla să-și dorească altele. Pe de-o parte, pe de altă parte s-ar... Zic eu că se poate întâmpla și e de preferat să întâmple să înțeleagă că au făcut o alegere nu tocmai bună. Da, dar ei vor învăța pentru că... Pe asta spun, da, își vor da seama și probabil vor învăța din greșeala pe care au făcut-o. E bine să știm că noi pregătim copiii pentru viață, da, și că ei vor învăța experimentând. Noi nu o să trăim veșnic și e bine ca ei să învețe să se descurce. Categoric. Și de aia spuneam că e bine să-i lași să aleagă. E bine să-și dorească, e bine să fie întrebați. Să fie consultați. Să fie consultați, da. Categoric. Dar revenind la copiii care sunt singuri. Singuri, acum, știi, iarăși, repet, singur, când spui singur, te gândești la o persoană singură, fără nimeni absolut împrejur. Ei, acești copii, marea majoritate a cazurilor, nu sunt singuri. Așa cum spuneam, sunt cu bunici, sunt cu rude. Cu rude. Mai sunt și cazurile în care sunt lăsați, știu, în grijă a unei vecine, a unei prietene, de-a mamei, de-a familiei, a unei cunoștințe. Cred că mai rar. Cred că mai rar. Adică, totuși, un părinte care pleacă să muncească, zic eu că nu își ia pur și simplu pălăria și a ieșit pe ușă. Asigură niște lucruri înainte. Da.
Așa cred, așa mi se pare, mie firesc. Sunt convinsă că fiecare părinte dorește binele copilului său. Fără doar și poate. Și că alege ceea ce crede el că este mai potrivit pentru el în circumstanțele date. Acum, dacă un vecin este cel mai apropiat de familie și poate să se ocupe de copil astfel încât el să nu-și părăsească căminul și să trăiască în continuare acolo, asta e soluția cea mai bună pe care a putut-o găsi un părinte la momentul respectiv. Categoric. Are un impact mai mare sau produce, hai să spunem, un pic mai multă durere în sufletul unui copil faptul că atunci când părinții pleacă este luat din locușorul lui și dus în altă parte, este dezrădăcinat oarecum, este luat din mediul lui. Da. Are, pentru că un copil atunci când se desparte de părinți suferă o pierdere. Și dacă se desparte și de casa lui, suferă o altă pierdere. Și atunci impactul este dublu. Adică va suferi mai mult. Va fi mai greu pentru un copil. Am spus așa că trimit părinții bănuți, trimit dulciuri, trimit jucării. Și spuneam în continuare că, de fapt, copiii și-ar dori să fie părinții acolo. Dumneavoastră ați spus că ar putea exista la un moment dat ca motiv lipsa părinților pentru nereușitele lor, diversele nereușite. Dacă ar fi mama, dacă ar fi tata. Sunt motive reale sau și le construiesc drept motive și le iau drept apărare în diverse situații? Acum, noi nu putem fi în mintea lor. Categoric. Și ceea ce spun este adevăr pentru noi. Da, poate părea o scuză la un moment dat, dar dacă ne uităm mult mai adânc și în spatele tuturor comportamentelor, vedem de unde a început. Și, practic, toate aceste lucruri, plecatul, rămasul copilului singur acasă, nereușita la școală, știu, eșecul școlar și toate sentimentele astea de frustrare și de inadecvare, pleacă de undeva și sunt legate unul de celălalt și, da, se întâmplă ca plecarea să ducă acolo. Este mai ușor pentru un copil care nu are părinți aproape să spună că ce aștepți de la mine, pe mine nu mă cresc părinții mei. E o scuză la îndemână. Un copil care trăiește zi de zi cu părinții lui, îi va fi mai greu să găsească astfel de scuze. Categoric. Dar va găsi altele, pentru că sunt extrem de inventiv și extrem de atenți la a-și căuta scuzele atunci când vor să o facă. Asta vreau să spun că și în cazul, există și cazuri de copii care nu o duc foarte bine la școală, așa, nu se descurcă foarte bine și totuși au părinții lângă ei. Și nu niște părinți neatenți, hai să spunem, doar se întâmplă să fie și situații de genul ăsta. Ați avut cazuri de copii care efectiv să renunțe la ideea de școală din cauza aceea, adică într-adevăr să sufere, să existe acea suferință serioasă, nu știu, poate chiar ajuns la depresie sau la cazuri mai serioase și să renunțe la școală? Da, chiar am avut un caz cu un copil care căruia i s-a întâmplat să-i fie greu la școală și din ce în ce mai greu. Acum eu nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. Dar, deci a mers până la ideea de abandon școlar. Da, a mers până într-acolo. Dar era un copil foarte descurajat. Un copil care nu avea încredere în el și automat dădea vina. Această neîncredere a venit din faptul că au plecat părinții și a rămas dintr-o dată fără sprijin? Sau credeți, sau din ce ați văzut dumneavoastră, era un copil cu o neîncredere așa din spate venită? Niște părinți care practic nu l-au ajutat în formare. Nu. Știm că trebuie să ne încurajăm copiii. Cel puțin eu așa am învățat de la invitații mei și așa cum spuneam colegii de dumneavoastră care mi-au spus tot timpul. Încurajați-vă copiii pe măsură ce cresc, la fiecare mișcare, la fiecare pas pe care îl fac, încurajați-i, fiți lângă ei, fiți atenți la ceea ce fac, aplecați-vă asupra copiilor dumneavoastră. Copilul va prinde încredere, bun, nu va merge din prima singur, clar că îi dăm mâinile și îl ținem, nu va ști să mănânce singur, îl învățăm, imită, mă vede, imită. Ei, copilul acesta nu a avut parte de acea încredere de la început din copilărie sau la termina plecarea părinților? El a fost crescut de mic, de foarte mic, de bunici.
Și probabil li s-a spus, așa cum li se spun tuturor copiilor, ai să vezi, sau aute discuții, ce greu o să-i fie la școală, că nu o să facă față, că nu o să se descurce. Așa, deci a fost descurajat de mic. Și tinde să se identifice cu eticheta care este pusă. Am înțeles. Și vreau să mai spun despre încurajare, că încurajare înseamnă mai mult decât să-i spui copilului poți, poți, poți. Este categorii. Bine să-i și punctezi. Uite ce bine că ai citit lecția astăzi și ți-a prins bine. Ți-a prins bine sau îmi place de tine că a curs timp. Adică să-l faci să și înțeleagă de ce îi spui acel bravo, da, acel da, e foarte bine. Pentru că dacă devine așa un cuvânt pe care îl spunem, hai că poți, poți, tu poți întotdeauna, va dar deveni nu-l ajut, așa practic, un, doar un zgomă de fundal. Am înțeles. Copiii au nevoie. Cred să știe. Că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim. Am revenit aici la Mămici de Pedici alături de doamna Elena Băluț, psihoterapeut la Cabinet Individual de Psihologie Elena Băluț. Și vorbeam despre a încuraja și cum încurajăm pe copilașii noștri. Am povestit multe și de toate și de părinții plecați și de copiii care suferă sau își spun că suferă, da? Așa, își spun, își bagă cumva în mințișoară ideea asta, cred eu, așa cum ne spuneați, concluzie trasă de la cei din jur mai mult, da. Preluată de la cei din jurul lor. Între timp am mai primit un SMS, ne întreabă domnul Ștefan, au drepturi părinții plecați în străinătate de mulți ani să mustre copilul pentru anumite decizii luate de unul singur, bănuiesc. Deci copilul ia niște decizii, părinții amândoi sunt plecați, dar nu sunt de acord cu deciziile pe care le ia copilul la un moment dat. Acum, pune, depinde și de ce decizia sau în ce situații. Da, dacă e vorba de mustrat, e clar că ceva că nu e în regulă. Ceva nu e chiar ok. Acum, asta cu dreptul, au dreptul, fiecare are dreptul să facă ce vrea. Da. Atâta timp cât știu se și implică. Eu cred că un părinte poate să ceară copilului să facă lucruri prin exemplu personal. Și dacă ne gândim că un părinte care n-a fost alături de copil și nu a dat un exemplu, deși până la urmă și exemplul ăsta, și faptul că a plecat și s-a străduit să facă mai mult pentru familie și pentru copil și să le fie mai bine, este un exemplu personal. Categoric. Cumva. Da, într-o oarecare măsură este. Cred că, nu știu, e o întrebare dificilă asta, dacă au dreptul să mustre. Eu lucrez și susțin foarte mult încurajarea și ascultarea copilului și da, ar putea să-i spună, uite, hai să vedem cum ți-a folosit lucrul ăsta. Sau poate nu-i tocmai bună ideea să încerce să discute. Să încerce să discute și să ajungă la un consens. Pentru că e bine să știm că nu suntem superiori copiilor, deși cam asta tindem să credem. Așa că dacă este, suntem părinți, păcate, și asigurăm un trai decent, eu sunt cel care iau hotărârile. Eu te hrănesc, eu da, fac regulile. Așa, dar tot timp, de cele mai multe ori va merge sau va da roade situațiile în care părinții își tratează copiii cu respect și de la egal la egal și vor încerca să discute și să vadă ce a folosit și ce nu a folosit în urma alegerii pe care a făcut-o un copil. Da, deci am răspuns și domnului Ștefan. Părinții nu, așa cum spunea doamna psiholog, nu e sau n-ar trebui să pună în situațiile în care să mustre, să certe, ci să discute, să încerce să înțeleagă de ce copilul vrea să ia o anumită decizie sau dacă deja a luat-o și a ajuns într-o anumită situație nu tocmai favorabilă sau tocmai plăcută, să-l facă să înțeleagă că a luat o decizie incorrectă. Am povestit, suntem deja în a doua parte a emisiunii. Haideți să încercați să ne spuneți așa, din experiența dumneavoastră și din ceea ce știți dumneavoastră, cum ajutăm acești copii? Acești orfani albi, cum ați spus că așa se mai... Așa am citit undeva și am văzut se că mai este numesc eticheta da, am mai întâlnit termenul care le-a fost pusă.
Și pregătindu-mă pentru emisiune, am căutat mai multe materiale să văd și eu cum vede lumea sau cum văd specialiștii această situație. Da. Și am văzut multe statistici, am văzut multe etichete. Statistici avem o grămadă, și... numai că ajută în alte domenii. Da. Nu pe cei care sunt în situațiile respective. Ceea ce nu am văzut a fost ce facem. Exact. În situația asta. Cum putem să-i ajutăm? E clar, i-am descoperit, vedem cum sunt, de ce sunt, știm că uneori dezvoltă depresie, anxietate, știm care e problema, de unde pleacă. Școlar. Exact. Ce putem face? Cred că, în primul rând, ce aș face eu? Ar fi să nu-i mai scot atât de mult în evidență negativ și să-i tratez ca și pe ceilalți copii, pentru că în fondii sunt copii. Categoric. Și atât. Categoric. Și să... Și deja, mă iertați că vă întreb, deja aparțin unui grup, și... a clasei respectivă, da. Știu, familiei în care trăiesc, blocului în care locuiesc, străzii pe care... aparțin. Nu sunt ai nimănui, nu sunt singuri efectiv pe lume. Nu? Și atunci, tratați egal cu cei lângă care sunt. Cred că asta ar fi cel mai bun lucru de făcut, pentru că eu cred că atunci când dăm valoare unui fenomen, fenomenul se amplifică. Categoric. Și faptul că îi punem în sertărașe și le punem și o etichetă, ăștia sunt, știu eu, orfanii albi, ăștia sunt copiii crescuți de părinți, ăștia sunt, nu ne ajută cu nimic. Și din ceea ce fac eu și cum lucrez cu copiii care îmi vin în terapie, încerc să le identific care sunt abilitățile lor, ce le place să facă, să le dezvolt creativitatea și să-i ajung să fie semnificativ pentru lucrurile pe care și le fac ei cu mânuțele lor. Foarte mare. Și atunci ei vor, le va crește încrederea în propriile forțe. Și stima de sine, categoric. În stima de sine, se vor simți util și atunci când noi observăm lucrurile astea, copilul tinde să facă mai mult, pentru că trebuie să recunoaștem că tuturor le place să fie încurajați și dar lăudați. Dar nu numai tuturor copilor și adulților le place să fie încurajați și, da. Și cum să spun, să se spună da, ai făcut bine lucrul ăsta, mulțumesc, cu ajutorul tău am rezolvat cu tare lucru sau cu tare proiect. Adică e normal, și cred că e firea ca omului. Data viitoare să faci la fel mai sau bine, poate mai bine. Categoric. Și asta categoric. Vor face și copiii. Și cred că asta putem să facem, să-i ajutăm așa, dezvoltându-le încrederea în ei. Și practic să-i ajutăm să înțeleagă că eticheta care le-a fost pusă, deci poate nu le spunem noi, sau dumneavoastră poate nu spunem, domnule, ai o etichetă, sau măi copile, ai o etichetă. Nu. De uite, tu ești un copil ai cărui, mă scuzați, mă mai și bâlbe, știți, ai cărui părinți sunt plecați. Dar nu ești singur în această situație. Nu înseamnă că n-ai mâini, că n-ai picioare, că n-ai aceeași inteligență, că nu gândești la fel, că nu poți avea note la fel de bune ca până acum la școală, nu? Și bănesc eu că, sau din ce spuneți, înțeleg că le întoarceți atenția în altă direcție. Sau îi faceți să vadă în altă direcție decât cea pe care le-a stabilit-o cineva din jur. Sau mai mulți. Sau mai mulți. Da, încerc să-i fac să se orienteze către lucrurile care le sunt de folos, să vedem care sunt avantajele din această situație, pentru că e clar, suntem într-o situație. Este foarte important poate, ce avem, exact. Dar este cu mult mai important ce facem cu ceea ce avem. Și unde ajungem. Și unde, exact, unde ajungem. Și încercăm prin diverse metode să scoatem în evidență avantajele. Și să fim orientați către avantaje, categoric. Mai mult decât pe... O idee extraordinar de frumoasă, pentru că, așa cum am spus și la începutul emisiunii, e o temă tristă, reală și foarte, foarte mediatizată. Și mediatizată nu numai la nivel media, deci nu numai de presă vorbesc, la fiecare colț de bloc, la fiecare magazin, între două vecine care se întâlnesc, copilul cu tare e singur, cu tare a plecat și a lăsat copii. Deci e o temă de discuție aproape generală. Oriunde ai merge, cu oricine ai discuta, auzi acest subiect. E un subiect, hai să punem la modă. Și cu atât mai mult în perioada aceasta. Și cu atât mai mult în perioada sărbătorilor. De asta am și mers pe ideea asta. Ce spuneați dumneavoastră este extraordinar. Haideți să le arătăm copilor ce avantaje au într-o situație, adică orice situație cât de neplăcută ar fi, s-ar putea să aibă și niște avantaje. Da. Și aici rolul dumneavoastră...
sau, sau dumneavoastră vă aparține acest rol, să le arătați ce avantaje și cum pot valorifica ceea ce, ce au ca avantaj și sau ceea ce au să transforme în avantaj. Exact, ceea ce învăț, ceea ce învață în perioada aceasta, pentru că ei învață anumite lucruri, învață să se descurce singuri. Categoric. Lucruri care le va fi util când vor deveni adulți, pentru că fără doar și inevitabil poate vor deveni adulți, învață să relaționeze. Da, și mai repede decât ar trebui, poate. Își dar asumă responsabilități mai mult decât ceilalți copii atunci când sunt exact și frați. Asta, exact asta vreau să spun. În condițiile în care, știu eu, este unul din copii, sau un copil aflat în această situație, este frate mai mare, știe că îl, poate îl trezește pe cel mic să meargă la școală, poate o ajută pe bunica la cumpărături și la pregătirea mesei, sau responsabilități pe care poate le-ar fi avut mai încolo ca vârstă, da, mai departe ca vârstă, sau deloc, dacă mama ar fi acasă. Sau iată, deloc, lucru iată, care n-ar fi tocmai util. Exact, exact, exact. Adică și copiii trebuie să... Știți cum, eu sunt părintele care spune așa, da, copilul are drepturi, dar are și obligații. Și eu cred că așa ar trebui să gândească orice părinte. Copilul are numai drepturi. Dacă ne învățăm copiii că au doar drepturi, vom ajunge la situațiile acelea sau plecăm de la dat cu fundul de pământ, cum spunem noi românii așa în magazin, că vreau cu tare jucărie și nu pleacă de acolo până nu o cumper, pentru că la un moment dat de jenă, de nervi, de orice, cedezi sau nu cedezi și ajungi în situația cealaltă în care le iei și eventual îi dai două palme la fund. Iarăși o situație de nedorit, da, așa, și ajunge până la abate din picior sau chiar cu pumnul masă când sunt ceva mai mărișori. Poate chiar a trânti ușa, poate chiar, știu, să ajung la acte de violență mai serioase și nu, clar nu sunt de dorit și clar nu, așa este, nu sunt normale. Cam în direcția asta ar putea să ducă și aici nu vorbim numai de copiii care sunt, ai căror părinți sunt plecați din țară, vorbim categoric de copii în general. Atunci când facem pentru copiii noștri mai mult decât este nevoie sau când facem în locul lor lucruri, de fapt îi ajutăm să devină și mai, știu eu, să le scadă stima de sine, să... pentru că mesajul pe care îl transmitem este tu nu poți face acest fac lucru eu în locul tău. Și atunci spunem că este un act de iubire să-ți lași copilul, da, să se descurce singur. Categoric. Categoric. Adică vreau să ajungă al meu copil un adult responsabil. Un adult care să știe că poate să facă ceea ce își propune. Bun, greșești, o iei de la capăt. În momentul în care a greșit, își dă seama și are puterea să o ia de la capăt. Nu va claca. Nu va spune mie, nu-mi iese, eu nu știu, eu nu sunt în stare să fac. Așa este, noi învățăm experimentând și noi adulți și toată viața învățăm experimentând. Categoric. Și atunci când nu merge... Alegi un drum la dreapta și e înfundat, te întorci și încerci pe celălalt. Eu cred că trebuie să ai putere și să te întorci. Păi aici, practic, eu spun că aici ar trebui să fie rolul părintelui și să spună exact, ok, e adevărat, poate că n-a fost drumul potrivit, dar ai avut puterea să încerci. Acum poți să te întorci să mergi pe partea asta, pentru că cu siguranță te va aștepta altceva. Exact. Noi ar trebui să-i încurajăm să încerce, pentru că dacă spunem, uite, vezi, n-ai ales bine. Cu alte cuvinte, nu ești în stare, domnule. Nu, chiar nu poți. Da. Nu ești în stare să faci lucrul ăsta. Las o baltă. Las că fac eu. Fac eu sau mai rău. Cu tare poate. Uite, colegul tău ăla a luat 10, colegul ăla 9, tu ai luat numai 7. Da, nici asta nu cred că e, nu e o metodă. Sunt părinți care folosesc acest lucru ca o metodă de ambiționare, hai să-i spunem, a copilului. Metoda... La fel, mi se pare la fel de greșită. Uneori dă rezultate. Dă rezultate în sensul că e adevărat că un copil se va mobiliza văzând că, știu eu, colegul de bancă sau poate mai mult. Sau se va total. Dar va avea tot timpul în spate aia că eu nu sunt suficient de bun și tot timpul trebuie să fie cineva care să-mi arate ce trebuie să fac și pe cineva cu care să intru în competiție mereu, că altfel nu reușesc. Nu pot singur, nu sunt da, în stare singur. Revenind la copiii fără părinții lângă ei, ați spus că ar trebui să-i ajutăm încurajându-i, dându-le motive să vadă partea pozitivă. Acum, nu, poate, sau poate noi încă, noi românii, poate nu percepem încă foarte corect ideea de psiholog. Deși, așa cum spuneam și înainte de emisiune, suntem deja la sfârșitul anului 2014. Ar trebui să înțelegem că
Psihologul ne poate fi un prieten sau ne este prieten atunci când apelăm la el. Prieten nu în sensul de băut cafeluța, fără doar și poate, dar exact. Omul avizat, noi aici la Mămici de Pitici încercăm să aducem în fața telespectatorilor oameni care să ne poată da sfaturi competente. Oameni care, adică nu o să aducem, nu o să veniți noastră psiholog și o să vă întrebăm de ora de educație fizică. S-ar putea să aveți noțiuni, da? S-ar putea să nu, să ne dați un sfat greșit de a face flotările sau de a face mișcare pentru a slăbi sănătos, nu știu. Și atunci încercăm să venim cu oameni care chiar știu ce spun, care chiar ne dau niște sfaturi competente. De asta spun că în momentul când, că suntem la sfârșit de an 2014, așa ar trebui să înțelegem că atunci când și noi adulții avem o dilemă, avem o problemă din care nu știm să ieșim, avem o problemă la care găsim tot felul de răspunsuri, dar ne încurcăm în acele răspunsuri, trebuie să mergem la un psiholog, la un psihoterapeut, la un om care știe să dezlege așa ce avem noi în minte, să-i spune, mă duc acolo, ăsta e sacul meu, îl răstor aici la dumneavoastră, problemele mele sunt aia, nu mă înțeleg cu copilul, nu știu cum să mă adresez copilului meu, nu știu cum să-l fac să mă înțeleagă, am senzația că nu mă ascultă. Deci, psihologul, punând cap la cap niște lucruri acolo și luând și din dreapta și din stânga și întrebându-ne și mai din trecut, s-ar putea să găsească o soluție, să ne învețe ce trebuie să facem. Să ne învețe. Să ne orienteze, hai să spunem, că nu cred că aveți sfaturi dintre astea, spuneați noastră de un tratament, nu, un pahar cu apă, nu știu, pentru calmat pe moment și hai să o luăm de la capăt cu discuția. Sunt multe persoane abilitate să dea sfaturi și eu spun că psihoterapeutul sau psihologul este cel mai puțin în măsură să dea sfaturi. Noi suntem persoanele care, la un moment dat, în călătoria asta pe pământ, însoțim o anumită persoană care se află în dificultate. Și putem să-i spunem, uite, din perspectiva mea lucrurile se văd așa și dacă ai să faci așa, s-ar putea să ți se întâmple asta sau să ajungi la rezultatul acesta sau dacă faci altfel, oamenii aleg. Practic, rolul meu de psihoterapeut este să ajut oamenii să ajungă singuri la soluție. La niște concluzii la soluții. Pentru că e ușor și cu toții am învățat stilul de parenting și fel de lucruri. Și primim sfaturi din și toate primim părțile, sfaturi și este. Am observat că acum toată lumea dă sfaturi de cum să-ți crești copiii. Din punctul meu de vedere, sunt sfaturi care se aplică în anumite familii și sfaturi care nu se aplică. Să crești un copil înseamnă să-l crești într-o familie. Să ajuți un copil să se dezvolte armonios ar însemna să-i vezi familia cum se comportă în totalul ei și să-i vezi dinamica și să vezi. Și atunci lucrurile astea, planurile astea de parenting ar trebui să fie personalizate. E adevărat că ne ținem de niște principii. Fără doar și poate. Eu să vin să spun, uite, ar trebui să-i spui asta sau asta. Ar fi bine să poți spune așa, că la un moment dat într-o relație neprietenoasă cu copilul, e bine în calitate de părinte să recunoști că ai și tu limitele tale și că uneori uiți că acel copil este și el o persoană și că are și el propriile păreri. Dar, din păcate, unii părinți nu numai că uită că acel copil este o persoană. Sunt convinși, așa cum spuneați mai devreme, că eu sunt părintele, eu sunt adultul, eu știu pe toate. Fără mine nu se întâmplă nimic, nu se mișcă nimic, nu răsare soarele. Și atunci iarăși ajungem la discuția despre copilul care nu are încredere în el, pentru că eu, părintele, nu îl las să aibă încredere în el. Haideți să mai povestim așa un pic despre copii singuri de sărbători. Nu pot să spun, ați spus că nu, că noi, cei din jur, îi etichetăm. Te doare sufletul când știi că, mai ales că vine Crăciunul, că e sărbătoare, așa cum spuneați și cum știm toți, de familie. Spui, da, aș vrea să iau pe cei dragi lângă mine, pe copii, părinți, frați, surori, soți, să fie sărbătoare de familie. Știu, ați spus că nu dați sfaturi. Ce îi spuneți unui copil acum în preajmă de sărbători care nu are părinții lângă el? Să încerce să se bucure de sărbători, da. Cum? Ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să vadă sărbătorile? Aș începe prin a-l întreba ce înseamnă pentru el sărbătorile.
cum și-ar dori să-și petreacă sărbătorile, ce ar fi important să se întâmple în perioada asta și pornind de aici, i-aș putea spune cum să se ancoreze în realitatea pe care de fapt o trăiește. Pentru că nu pentru toată lumea poate sărbătorile pot însemna, știu eu, o perioadă în care dăruim, în care suntem mai liniștiți, sau poate pentru unii înseamnă stres și chin și, știu eu, toată tevatura asta cu cumpărături și pregătiri. Și atunci pot aștepta să treacă. Situația diferă de la caz la caz și atunci când spun că copiii aceștia, este posibil ca ei să nu sufere atât de mult cât ne imaginăm noi, este o părere personală pe care am dezvoltat-o din relația cu acești copii. Din experiență. Și am văzut că ei nu sunt chiar atât de focusați pe suferință. Ei trăiesc. Și se spune un copil la 6 ani nu trăiește toată ziua să spună vai de mine, fără cât de nefericit sunt eu că am fost crescut fără părinți. S-ar putea pe la 40 să spună atunci când nu reușește să-și realizeze, să facă ceva în viață, să spună ce aștepți de la mine, că uite, dacă situația ar fi fost altfel, dacă mama și tata ar fi... Așa am constatat eu. Vă întrebasem la un moment dat de copii care au clacat, efectiv, care n-au reușit să-și revină. Reversul, copii care poate, știu eu, au urcat și școlar și... Bun, acum nu, să nu fiu înțeleasă greșit, nu care au simțit o ușurare pentru că au plecat părinții de acasă, dar acceptă situația. Adică sunt și cazurile în care există divergențe majore între părinți și copii, în care chiar nu reușesc părinții să se înțeleagă copiilor, a intervenit situația în care părinții deja au hotărât să plece din țară și atunci copiii poate răsufla așa un pic ușurați? Există? Ați întâlnit? Cred că la început fiecare, dacă ne gândim la copii mai măricei, într-adevăr. Se întâmplă ca la un moment dat să te bucuri, cu toți am trecut prin perioada asta și știm că ce bine era atunci când rămâneam singuri acasă, ne simțeam noi stăpânii universului și puteam lua decizii. Da. S-ar putea ca asta să funcționeze o perioadă. E euforia asta să dureze puțin și apoi să ne dăm chiar seama euforia, că... Da, era bună și mama. La ceva, era acolo și poate că mi-asigura, știu, condițiile de bază, hrană, spălat, îmbrăcat. Ar putea funcționa. Pe de altă parte, sunt și copii cărora li s-au transmis valori sănătoase și copii care își doresc să evolueze și să devină util societății. Și atunci, și indiferent de condiții, vor merge înainte pe drumul pe care au pornit. Vreau să cred că sunt copiii ăștia și ar Eu fi ideal chiar să fie. Cred. Și cu siguranță sunt. Atunci când creezi o bază sănătoasă, indiferent ce se întâmplă pe drum, copiii vor ști ce să facă. E adevărat că vor suferi, dar nu vor stagna și nu vor sta mult în suferința aia. Exact, nu vor rămâne acolo, cantonați în ideea aceea, vai, nu e mama lângă mine, nu e tata lângă mine și atunci nu mai fac nimic. Și mai mult decât atât, un copil adolescent rămas singur, poate că ar putea să vadă, uite, părinții m-au lăsat singur, înseamnă că au încredere în mine. Că au încredere în mine, exact. Și exact. Dacă are frați, mai târziu, când va deveni adult și își va crea propria familie, îi va fi ușor să se descurce. Va prinde, hai să spunem așa, mai devreme, mai repede, într-adevăr. Pentru că am așa sentimentul că un copil începe să devină nu mai responsabil e de când începem noi să-l învățăm să devină responsabil în diverse situații. Dar mai atent, hai să spun, în jurul lui undeva, când ajunge student, cred că. Când începe, să-și așeze singur lucrușoarele, poate să-și facă mâncarea, poate și să-și administreze bănuții. Mama, tata, trimit de acasă. Dar eu zic că e perioada, așa o văd eu. Ce puțin la mine, cred că așa a fost. Deși și acasă mi-ajutam părinții, aveam sarcine și responsabilitățile mele, dar în momentul când am devenit studentă, parcă m-am transformat. Altfel aveam grijă de lucrurile mele și de spălat și de așezat și nu mai era mama acolo să mă ajute și nu permiteam așa, parcă mi-era oarecum jenă să trimit acasă la spălat chiar orice lucru, și poate cele mai grele, mai mari. Da. Așa. Știți cum e, ați trecut prin perioada asta, bănesc. Este
e frumos că atunci când poți, ai ocazia să te descurci singur și vezi că poți, e minunat să... Da, de asta spun că un copil poate rămas fără părinți, ajunge să facă o surpriză părinților atunci când aceștia revin acasă și îți vadă, wow, fata mea face mâncare deja sau da, deja... ar putea să nu? Fac asta. Sunt și situațiile astea. Din păcate, nu știu când a trecut și emisiunea de astăzi. Din suflet, mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Știți că așa la fiecare final de emisiune dăm sau ne permitem să mai facem, să mai tragem o concluzie, nu-i spunem sfat. Încercați să nu-i etichetați ca fiind nefericiți pe copiii cu părinți plecați în afara țării sau pe copiii care nu au părinții lângă ei. Încercați, așa cum ne spunea doamna Elena Băluț, să-i faceți, să le arătați că au valori, că pot face ceea ce își propun, că micile sau mai marile, hai să le spunem, dezavantaje de moment pot fi avantaje. Vă spun din nou la revedere, sunt Ioana Ciochină, dar nu uitați, vă aștept și sâmbătă de la ora 10 aici la TLM Neamț, la Junior Star de această dată. La revedere!